Joi, cu începere de la ora 16.30, au avut loc jocurile fazei a doua din prima etapă județeană a Cupei României la fotbal, ediția 2016-2017. Echipele din zona mușcelă îngrenată în competiție s-au calificat în corpore și merg mai departe în faza a treia a cupei. De departe însă cea mai spectaculoasă partida a avut loc la Lerești. Echipa gazda a trecut la scor 9 la 1 de mult mai modesta a victoria lereștenilor fiind dedicată jucătorului Cristi Tănase, acesta din urmă împlinind o frumoasă vârstă chiar în ziua jocului. Ase Goden și Ase Dragoslavele merg și ele mai departe în Cupa României după ce au trecut la limită și cu acela scor 2-1 la de Partizanul Vlădești și respectiv Ase Cetățenii. Rezultatele complete înregistrate în fața a doua județeană, etapa întâi din Cupa României la fotbal ediția 2016-2017, au fost următoarele. Ase Lerești, Ase Mușetești, 9 la 1, Ase Viitorul Ștefan Cel Mare, Ase Steaua Negraș, 2 la 3, Ase Miroș, Ase Izvoru, 0 la 0, 3 la 2 după executarea loviturilor de departajare. Ase Viitorul Lunca Corbului, Ase Unirea Hârsești, 6 la 1, Ase Speranța Cornățel, Ase Oarja 2011, 2 la 6, Ase Unirea Călinești, Ase Stejarii Beleți Negrești, 1 la 3. Ase Cătească, Acese Edilul Pitești, 3 la 0. Ase Voința Budeasa, Acese Fece Dănuț Coman, 6 la 3. Ase Drăganu, Ase Școala de Fotbal Gicăre cu 2 la 0. Ase Flacăra ale Leordeni, Ase Rapid Davidești, 2 la 4. Ase Vulturul Vulturești, Ase Sporting Stănești Corp, 7 la 2. Ase Godeni, Ase Partizanul Vlădești, 2 la 1. Ase Dragoslavele, Ase Cetățeni, 2 la 1. Ase Voința Valea Iașului, Ase Ciofrângeni, 0 la 3. Ase Șoi Miticveni, Ase Deportivo mălureni, 4 la 0. Ce se domnești? A secoliba 1 la 5.